Aș bea un pahar de vin, Cătălin, Cătălin, și ăla să fie pelin, mă, Cătălin. Mă, șpriți din vin pelin. Bă, ceva cu foi de dafin, că dacă tot am zis de foi de pelin, da. E cu chimen. Cu chimen, nu e cu foi de dafin? Mămăligă, mămăligă. Mămăligă cu foi de dafin? Hai, trebuie de un șic. Ce e, măi, mușchiuleț de porc? Mușchiuleț de porc în crustă de ceva. Și cu piure de cartofi. Mamă, cartofi cu mentă? Cu mentă? Ia gustă-i. Un pui la ceau cu mușdei și cartofi prăjiți. Aoleu. Trebuie să-i fructe de mare. Ia creveți. Hai. Ai văzut? Ia creveți. Au și un pic de usturoi pe aici. Păi usturoiul se pune să-l alunge pe necuratul. Tu necuratul nu stă în apă că se udă. Nu vreau să ai nimic. Nici măcar arâme? Nimic, mă. Hai, mă. Hai. Băi, ia uite-mă asta, deci asta mi se pare foarte tare, știi, adică... Dar de ce așa arată, mă, cine am fi cuțitul în brânză? Dar cine am fi cuțitul în brânză? Nu știu. Mușchiuleț de porc tăvălit prin mălai. Pentru că e bine să gătești animalul cu ceea ce mănâncă. Mă, îi se dă și mentă să nu-i miroase gura la sfârșit. Păi dacă scapă porcul în miriște, în ștevi... În foi. În știfoi, în... Mai încearcă o dată. Ai mai bagă o pită. Și dă de o tufă de mentă. Nu bea și el ceau de mic de dimineață, de mic de jos, de... Macio! Mai faci și tu o cafea lui domnul Cătălin, te rog, că a luat-o pe arături. Hai să gătim. Hai să votăm. Și ce-ți trebuie cafea? Am 11 creveți și am mâncat unul, 12 creveți. Păi și e rău? Ești de bună opulență! Bucătarul care ne-a gătit are copii mici, da. Și obișnuiește să rupă spaghetele înainte să le fiarbă ca să nu aibă copiii probleme cu lămâna. Sicilia ăia așa fac. Nu vine să cred. Putem să votăm? Pare... A! Ce ai făcut, mă? Ai omorât pe Ianjinu. Am ucis zahărul. Prăjiturică homemade. Este? Homemade. Da. Deci este o doamnă. Hai să votăm. Bună seara. Nu se poate. Bună seara. Ce faci, americane? Șase că au venit americane. Au venit americane, bă, de când îi așteptăm, băi, frate. Păi iată că am venit. Hai mai îmbătrânii, mă. Și eu vreau să întreb, cu ce vă dați de băi este am cânăra? O fată acolo care îmi dă cu de la negru. Cum vă numiți? Ruxandra, Luca. Cine sunteți? Ce faceți? Scriu pe blog, sunt prietenă cu, știți voi, cei de la 11. Am o rubrică la ei. Cu ce rubrică vă... E de parenting. Vreau și eu să mă mai renasc o dată, da, în zilele de astăzi. Să am și eu, mă, mic așa, care scrie, da, care mă crește, care nu înțeargă tare față. Ai scos papucul la copii, brate? Cu alăptare prelungită, că eu sunt de-aia, nu știu. Ce-i întrebai? Cu alăptare prelungită, că l-am să vei. Da? Ce-i întrebai și ce-i primit? Să mă aduce atât, să fac. Vreau și o mămică. Ceea ce ați gustat acolo se numește cuțit la abdomen și eu sunt Jean. Și prăjitura, prin prăjitura se numește cuțit la abdomen, evident. Adică ați și remarcat... Da, l-am fipt așa. Da. Băi, da. Mă rog, acum... De ce asta e de aici? De acum, povestea pe scurt. Niște cuști nu mi-au ieșit, mi-a ieșit una să rămână. Am pus aleatoriu acolo. Zice așa. Ia. Îmi dai și mie un fum, așa de rămas bun. Pentru că ești cuțit la abdomen, un fel de fenomen, dezastru natural. Cuțit la abdomen. Cuțit la abdomen, un fel de fenomen, dezastru natural. Deci tu ești Jean de tot. Eu sunt Jean. Gavril. Jean. De că la un moment dat țin minte că am citit un interviu cu dumneavoastră în care spuneați că aveți un restaurant. Am avut acum 12 ani. Deci bucătăria nu e așa străină. 2 ani de zile, în fiecare weekend, am făcut... Eu făceam pizza la toată lumea. Dar de unde e ideea asta cu mentă în cartofi? Păi ce că se poate la modă, sos, e trend, mentă stă în ceai, mentă stă... Dar ce nu e bun? Că eu am gustat, mie mi-a plăcut. Mai schimbăm din când în când. Foarte tare. Și acum cu ce vă ocupați? Am cabinet de mediere, pun voci, desene animate, dublez. Sunt de curând și ghid turistic. Ghid turistic? Mamă, ce tare e asta! Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să faci parte?
prefer să nu... Și eu îmbrăcată în galben, e simplu. Prefer să merg eu mai departe și văd. Bine. Eu am fost un pic așa supărat pe autorul acestei farfurii, pentru că am avut crevezi mai puțin decât ai lui Dumitrescu. Da, vorba lui Pasarelli. Cinstită, domnule, treaba. E cinstită, mă. Domnișoară. Îmi place asta cu domnișoară. Mi se aleau acasă. Celie Fecior. Dar mai funcționează treaba asta cu chitară? Mai bagăți cu chitară? Deci eu dacă aș ști să cânt la chitară... Nu dă greș niciodată. Pe bune? Trei acorduri dacă știi. Să știi cum două degete ți le arăt. Mamă. Bă, ești nebun! Da, e gustoasă, ceea ce e foarte important, homemade, așa. Deci dacă îi puneai fete prăjitura asta pe masă și ai dat două acorduri, gata. Deja te însori. Eu sunt interesat, în primul rând, să-mi spuneți dacă vă place textura cărnii sau cât de bine e făcut. Mie nu mi-a plăcut deloc. Foarte interesantă treaba cu menta în cartof. Poate 5 grade în plus nu ar fi stricat. Dar gustos cartoful. Foarte interesant cartof. Felicitări, a fost o mare... Mulțumesc.